E a treia oară când văd filmul și jur că nu am întrebat niciodată înainte, dar cum ai ajuns tu să faci, sau mă rog, tu din România, să faci un astfel de film? Cum ai ajuns în contextul respectiv, cu cele două coregizoare, la un subiect atât de îndepărtat, aparent, de realitatea noastră de aici? Da, mulțumesc că ați venit. Da, aș vrea să zic că și eu sunt foarte bucuroasă că avem șansa unei proiecții pe viu. Nu credeam că se va mai întâmpla. Am avut una singură în ianuarie și da, e o mare bucurie că se poate întâmpla asta. Da, acest film este rezultatul colaborării dintre noi trei regizoare, care am studiat împreună în cadrul unui masterat de film documentar numit Doc Nomads, care se petrece în trei țări europene, unde noi ne-am cunoscut și am început această colaborare. Am lucrat la mai multe filme studențești împreună, iar după ce acest masterat s-a terminat, am vrut foarte mult să lucrăm împreună, să lucrăm în regim independent și astfel am decis că vom lucra la un film în India. Am petrecut în jur de 7 luni în total în India și am stat în perioada de cercetare cam 3 luni, iar în timpul acesta am avut oportunitatea să înțelegem cât de cât India. Normal că asta s-a întâmplat din cauza coregizoarei Arya Rode, care e din India, și noi am mers acolo cu intenția asta de a lucra împreună, fără să știm exact care va fi subiectul filmului nostru. Așa că am petrecut astea 3 luni observând universul ăsta total nefamiliar, îndepărtat, un total alt univers pentru mine și pentru colega mea din Italia, Isabella Rinaldi. Iar la un moment dat, e un drum destul de alambicat pentru a-l explica, prin intermediul doctorului din film, am ajuns în această regiune rurală din India și am aflat de existența unei colonii a acestor revoluționari, guerilla fighters, care s-au predat din această mișcare. Având opțiunea asta din cauza unui surrender policy și ajungând acolo, am cunoscut-o pe Somi. Personajul din film feminin, care na, din prima, cumva, ne-am îndrăgostit de ea din cauza caracterului puternic și am cunoscut-o cu vreo o săptămână înainte să avem biletul de întoarcere înspre Europa. Așa că am avut ocazia să vorbim cu ea cam o oră, iar după aceea, după 8 luni ne-am întors să o căutăm, pentru că vroiam să facem un film cu ea. Decizia de a face un film în India a venit din faptul că erai colegă cu cea de-a treia coregizoare și vi s-a părut lumea de acolo mai ofertantă pentru a vă face, pentru a colabora. Că mi s-a părut foarte interesant cum ați ajuns exact. Da, adică noi am mers cu intenția asta, dar am decis de la început să nu punem o presiune prea mare.
Adică dacă nu se întâmpla, nu se întâmpla și nu făceam un film. Dar odată ce am cunoscut-o pe Somi, am fost atât de fascinată toate trei de ea și ne-am simțit atât de provocate cumva de a, de a o descoperi, încât ne-am întors după 8 luni de zile să facem filmul ăsta cu ea. Poate ne spui puțin mai multe. Recunosc că până să văd filmul a fost un subiect complet necunoscut. Nu știam de existența acestei comunități, nu știam nimic despre ei. Iar filmul vostru este extrem de delicat, cred că ăsta e un cuvânt non-intruziv, de fapt, dar poate vrei să oferi mai multe informații de context despre situația exaliților și a celor care, de fapt, ies din toată această mișcare și vedem prin ce trec ca să reintre cumva în mersul normal al societății, de dragul copiilor și de un viitor mai bun pentru ei până la urmă. Da, mișcarea asta care, nu știu dacă are o traducere română, e Next Light Movement, în engleză, care e activă de mai bine de 50 de ani în India și o mișcare de rezistență care luptă pentru drepturile oamenilor aborigeni din triburi, care sunt într-un număr mare, 100 de milioane, adică cam 10% din populația Indiei. Da, mișcarea asta recrutează toți luptătorii, este o mișcare foarte violentă, care are inspirație ideologia maoistă. Cartea roșie a lui Mao e cumva cartea de căpătâi pentru ei și aparțin de un partid marxist-leninist care este interzis în India, iar guvernul indian îi consideră cel mai mare amenințare pentru securitatea internă a Indiei. A fost destul de curios și pentru noi cât de necunoscută era mișcarea asta, adică am aflat despre ea odată ce eram acolo și ne-am dat seama că guvernul indian e foarte abil în a o ține cumva în interior, deși ea e activă, cum ziceam, de mai bine de 50 de ani și are repercursiuni masive asupra comunității tribale din India, care e reprezentată de ei, însă e extrem de controversată. Ceea ce reiese și din film, pe lângă că e violentă, nu și-au chiar îndeplinit promisiunile pe care le declarase la început și a trecut prin multe schimbări ideologice din cauza schimbării conducerii. Și, de fapt, cea mai dezamăgitoare parte a mișcării astea care, cumva, luptă pentru oamenii vulnerabili care au fost, pus într-o situație atât de sensibilă din cauza unor interese economice, ca corporațiile care au năvălit în jungla Indiei încercând să profite de resursele naturale. Și am încercat, da, să arătăm ambivalența asta prin intermediul lui Somi, care e un caracter extrem de interesant pentru că are această ambivalență și acest spirit critic față de mișcarea din care a făcut parte, care are un scop extrem de nobil, dar n-au reușit să producă nicio schimbare benefică în viața comunităților tribale, deși există unele. De exemplu, asta urma să zic și e foarte important, noi am filmat întregul material fără să înțelegem nimic.
Nici chiar coregizoarea din India nu înțelegea, pentru că filmul e vorbit în limba tribală Gondi și Maria, e un mix, o limbă care nu are alfabet, e transmisă pe cale orală, iar abia în 2018 s-a făcut o încercare de a face primul dicționar în limbile astea. Și totuși, toți acești oameni din triburile recrutate au fost învățați limba hindi, limba oficială, au fost învățați ideologia grupului care e marxist-leninistă și Somii un film că li s-au adus cărți la acel congres traduse. Da. Cartea despre care vorbea era cartea lui Marx, Manifestul Comunist. Erau cărțile acestea erau traduse în limbile tribale, iar ei erau învățați și limba oficială hindi, astfel încât am putut să comunicăm cu Somii prin intermediul Ariei. Pentru că învățase hindi acolo. Cei mai mulți din comunitatea tribală nu vorbesc hindi și o comunitate foarte închisă, foarte greu de accesat, dar ei sunt cumva o nouă generație care sunt tribali, cumva mutați în mediul urban, dar din cauza acestei surrender policy, care le oferă șansa să dezerteze din mișcare, li se șterge cazierul criminal și primesc anumite beneficii. Dacă se predau cu o armă, o anumită sumă de bani le este dată. Asta diferă în funcție de arma cu care vin. E un film foarte lent. Noi am vrut să rămânem foarte fidele ambivalenței acestea, care ni s-a părut extrem de importantă. Pentru că suntem destul de tentați să idealizăm o astfel de mișcare, pe bună dreptate, pentru că luptă pentru un scop foarte nobil, dar viețile oamenilor de la mijloc sunt afectate negativ din cauza faptului că declarativ ei spun ceva, dar de fapt faptic lucrurile au stat cu totul altfel. Să trecem acum pe partea cealaltă, unde sunt și protagoniștii propriu-zis. Pare, pe de-o parte, că statul indian îi încurajează să se dezerteze și să se reintegreze în societate. Pe de altă parte, e și aici este o ambivalență, cât o discrepanță în această încurajare, dar pe de altă parte sunt tot felul de piedici de natură birocratică pentru ca ei să poată fi reintegrați, copiii să poată să aibă acces la educație, la tot felul de resurse, joburi și așa mai departe. E un caz singular sau de cele mai multe ori așa este întregul proces, așa zis proces de reintegrare? Da, această surrender policy, că nu știu cum se spune în română, a fost instituită acum vreo 10 ani și din încercarea de a diminua mișcarea Naxalite, de a-i aduce pe militanți în mainstream, asta e foarte important, mi se pare esențială exprimarea asta din media indiană, pentru că ei sunt, mișcarea Naxalite e headline la două zile în toate ziarele din India și aceste cazuri de predare sunt glorificate extrem de puternic. Procentual e foarte greu de
de zis pentru că na, guvernul indian deține cifrele și da, nu există un număr foarte reliable, să zic așa. Dar da, ei au căzut într-un vid legislativ odată ce au fost ademeniți cu această politică de dezertare. Și da, sunt mai multe colonii de acest gen în India. Noi eram cumva la granița cu acest stat care e menționat în film, Chhattisgarh, care este cel mai afectat de mișcarea Naxalite. Și da, au fost ademeniți, însă promisiunile nu au fost îndeplinite. Iar noi ne aflăm în film la vreo 6 ani după ce s-au predat. Vorbeai de procesul de a realiza acest film, necunoscând contextul, comunitatea, limba, să urmărești ore întregi de brut cu ceva atât de necunoscut. Nu știu cum a fost totuși, cât a durat, cât ați stat cu familia totuși să filmați după ce i-ați cunoscut și ați revenit în India. Ați urmărit împreună cu ei brutul, de obicei știu că nu este deloc indicat să faci acest lucru cu protagoniștii, evident. Cum a fost procesul pentru a descoperi care este filmul, de fapt, sau câte alte filme ați conceput înainte să ajungeți la acesta? Da, noi am început filmul știind că Somi vrea să își educe copilul și am început acest proces cu ea de a merge din birou în birou pentru a încerca să aflăm dacă există o soluție pentru acest caz extrem de alambicat birocratic. Și am pornit acest film cu această intenție, să o însoțim în acest proces birocratic, dar între timp, desigur, să surprindem viața lor în colonie, care e o viață suspendată, cumva, în limbo. Și asta am urmărit. Da, a fost cumva o colaborare foarte armonioasă între noi, chiar dacă nu înțelegeam limba, iar filmul e cumva aparent observațional, dar noi am colaborat foarte mult cu Somi, mai ales în filmarea acestor scene, care nu au fost traduse de ei, ci au fost traduse de un alt traducător care l-am găsit cu greu, pentru că această limbă e destul de nevorbită. Adică e vorbită, dar comunitățile sunt izolate, astfel încât noi, fiind în mediul urban, era greu să-i găsim, dar am găsit. Și cred că a fost vorba și de un fel de încredere pe care am dezvoltat-o și pur și simplu am însoțit-o în procesul ăsta. E absolut evident că ea este motorul din spatele familiei, cel puțin. Și nu știu, cel puțin în întâlnirile inițiale pe care le-ați avut cu ea, v-ați dat seama sau ați întrebat-o care este miza ei pentru acest film sau de a vă da acceptul să faceți acest film cu ea și cu familia ei? Nu am întrebat-o niciodată asta. Că, da, ne-am dat seama cumva că se simțea foarte izolată și cumva avea nevoie să reflecte asupra ce s-a trecut. Și nu a avusese ocazia, pentru că trăia izolată în colonia asta cu toți ceilalți care împărtășeau același trecut. Iar odată ce, cred că e mai ușor să împărtășim cu străini câteodată unele lucruri, decât cu oameni care au trecut prin aceeași experiență cu noi. Și cred că
asta a fost și, și în cazul ei. Pe lângă că am avut o conexiune puternică, pentru că ne plăceau de ei și lor de noi și au fost și ei, la rândul lor, impresionați pe cum am fost și noi, dar mai ales că ne-am întors și că am petrecut atât de mult timp, am filmat vreo 50 de zile în total, dar am petrecut mult mai mult timp acolo și cred că și pentru ea a fost important să se uite puțin în trecut, pentru că e mult prea prinsă cu toate lucrurile care i se întâmplă în prezent, ca să aibă spațiul pentru reflexie. Avem doar un microfon aici în față, de asta avem și mănuși pe mâini. Dar aveți voi, aș deschide întrebările de la voi, din public, pentru Cristina. Începe să și picure, dar e în regulă. Aveți voi întrebări pentru Cristina despre film? Da. Servus, Cristina. Mă să te întreb dacă știi cum am ce s-a întâmplat cu certificatul. Mulțumesc pentru întrebare. A primit certificatul. Continuă să studieze. Iar asta s-a întâmplat și cu ajutorul doctorului, cred că puțin și din cauza camerei de filmat. Iar cel mai satisfăcător rezultat al acestui film este că vorbind atât de mult cu acești birocrați din India, ei și-au dat seama că foarte mulți sunt în situația asta, în situația în care nu se pot întoarce în statele de unde vin din cauza că sunt sub ocupația Naxalite, astfel încât au introdus în lege o reglementare care le poate oferi acest certificat de castă, încât ei să-și poată continua viața în societatea asta mainstream în care trăiesc acum. Deci, sunt mai mulți care au beneficiat din cauza faptului că ei au mers și i-am însoțit și doctorul din film a fost esențial în procesul ăsta. Pentru că el cunoștea pe toată lumea în comunitate, e și el la rândul lui din comunitatea aborigenă. Și cu ajutorul lui am reușit toate astea. Alte întrebări? Da. Bună. Întrebarea mea era legată de personajul principal. Ai spus că ați lucrat destul de mult cu ea și mă întrebam dacă poți să ne dai un pic mai multe detalii despre cum a fost să lucrați cu ea și cu ei în general. Da, filmul e un mix de scene observaționale obținute spontan și scene la care am lucrat împreună, în sensul în care nu a fost vorba de o regie, în sensul în care am făcut un script al lucrurilor care urmeau să fie spuse în scenă, și am avut conversații despre implicația acestor scene, despre dorința ei, dacă există, să se întâmple anumite scene. Și de obicei cel mai bun exemplu e cel cu fiul, când îi destăinuie despre trecutul ei. Iar asta s-a întâmplat odată ce el a ajuns la școală și și-a dat seama că ar putea afla informații din cadrul școlii, ceea ce cumva a fost un motor pentru ea, și noi am întrebat-o dacă ar fi de acord să i-ar spune fiului despre trecutul ei. Pentru că copiii aud lucrurile din jur și
era la vârsta de 7 ani, când nu înțelegea foarte multe, dar totuși putea să înțeleagă unele lucruri. Și ea a dorit foarte mult să-i spună ea ce era în spatele deciziei care influențează atât de mult viața în prezent. Și a fost vorba mai mult de un lucru în acest sens, în a nu forța scenele, în a înțelege dacă există o dorință, pentru că noi vroiam foarte mult o scenă în care ea i-ar fi povestit fiului ei, dar n-am zis-o niciodată și s-a întâmplat în momentul în care el s-a întors de la școală. Și da, cred că da, asta a fost cumva cheia în relația asta, că nu am forțat și am încercat să înțelegem când vine momentul potrivit să vorbim despre anumite lucruri. Și la fel am făcut la început, când am cunoscut-o, am vorbit puțin despre trecutul ei, dar apoi l-am lăsat deoparte, pentru că interesul nostru era și în prezentul ei, în ceea ce se întâmplă acum și în trecut, dar nu aveam o fascinație senzaționalistă față de trecutul ăsta. Vroiam foarte mult să surprindem perspectiva ei, a unei femei care a luptat în mișcarea asta de rezistență și, apropo, aproape jumate sunt femei din cei recrutați. Iar perspectiva ei mi s-a părut cea mai cumva cea mai plină de straturi, pentru că ea a trăit și în comunitatea tribală și a luptat și în mișcarea asta, iar apoi s-a întors și în societate. Iar perspectiva asta ni s-a părut unică și vocea ei de multe ori nu e reprezentată, pentru că media indiană prezintă cu totul altă lumină aceste predări. Regretă ceva din toate etapele acestea? Ați avut o discuție chiar și în spatele camerei despre ceva de genul? Alte întrebări? Da. Observație, apropo de scena cu fiul ei, cum povesteam. Mie mi s-a părut foarte interesant faptul că reprezenta într-o manieră aproape seducătoare acea perioadă, o glorifica. Și a fost așa un moment în care nu mai înțelegeam exact ce simte, ce crede despre faptul că s-a reîntors. Părea cumva că îl împinge către cariera de soldat. Mi s-a părut copleșitor momentul ăla. Și vreau să te întreb și pe tine cum ai simțit din spate și dacă ai un insight despre ce s-a întâmplat acolo odată. Și o întrebare legată de siguranța lor în urma documentarului vostru. Dacă este cumva, nu știu, dacă e o situație pentru ei care i-ar putea pune în pericol faptul că au apărut așa s-au expus într-un anumit fel. Decizia de a se preda s-a întâmplat, de fapt, pentru copil. Și da, rămâne suspendată în aer treaba asta, dacă ea chiar îl îndeamnă sau nu. Să, pe de o parte, la școală primește un fel de propagandă care e prezentă și scena cu cântecul. Iar pe alta vedem pe somii care pare că l-ar îndemna, dar cumva rămâne în aer. N-am descifrat dacă îl îndemna sau nu, dar cred că provine din regretul că n-a funcționat lupta aia. Și a doua
Da, noi am vorbit, ne-am consultat cu doctorul din film, care înțelege mai bine contextul de acolo și filmul ăsta, probabil fiind un documentar creativ făcut în acest fel, nu va fi prezentat în India decât în cadrul unor festivaluri. Da, noi ne-am consultat cu ei și au zis că cu comunitatea, cu doctorul, au zis că nu ar fi în pericol, pentru că poveștile astea cu dezertatul apar în media indiană, ei sunt sub protecția poliției, această colonie e construită cumva lângă o bază militară, iar ei sunt teoretic sub o protecție. Da, au voie să circule, da. Da. Sunt complet liberi, dar sunt totuși protejați. Dar, cum zicea și Somi, nu e foarte clar. Totul e lăsat suspendat în aer, cât de mult, de fapt, poliția le poate garanta securitatea. Nu știu dacă vrem să ține cu noi neapărat. Da, poate așa pe final, înainte de a-ți spune ultima întrebare, nu știu, mai există alte întrebări din public? Da, avem. Salutare. O întrebare legată de, poate de producție. A spus că a stat mai bine de 50 de zile în filmare alături de respectiva familie. Cum a fost experiența efectivă și dacă ați trăit alături de ei, dacă ați locuit, dacă ei și-au deschis casa pentru echipa de producție și echipa de filmare și cum a fost experiența aceasta? Și o dublă întrebare, dacă ne poți spune câteva cuvinte despre ultima scenă a filmului și cum ai simțit totul și dacă ne poți explica. Da, am petrecut mai bine de 50 de zile la filmare, dar mai multe zile cu ei. Nu am locuit acolo, dar am locuit în apropiere. Locuiam chiar în spitalul care apare în film la etaj, în casa doctorului. Și cât timp am fost acolo, desigur, am petrecut timp în afara filmărilor. Și cum ziceam, ne-am implicat foarte mult în procesul acesta birocratic. Și am încercat să găsim o soluție împreună cu ei. Da, au fost multe provocări culturale cumva pentru noi, dar cumva, având experiența asta de cercetare de 3 luni, am reușit să simțim India și să înțelegem dacă putem sau nu să facem asta. Și India e mult mai permisivă decât pare, cred, din exterior. Și de scena de final, da, cred că toată greutatea filmului și toate obstacolele pe care le-au întâmpinat pentru a-i asigura educația copilului, aici e potențată de cumva realizarea, deși era tot timpul cumva în fundal, că probabil va începe aceeași luptă și pentru al doilea copil. Vreau să vă zic că filmul este disponibil și online, în cadrul festivalului, până duminică pe 30 august, deci dacă aveți prieteni care nu au fost aici seara, puteți să-i invitați să-l vadă online. Și ca o întrebare de final, ținând cont că este primul tău documentar de lungmetraj și ești la început de carieră și ai revăzut acum filmul, probabil după multă vreme, nu știu, ai schimbat lucruri sau ai avea ceva sfaturi de dat pentru cei care s-ar încumeta la un drum asemănător cu al tău, la un prim film? Sau mai ce sfaturi ți-ai dat ție? Cea de acum 2 ani de zile sau când ați început procesul acesta? Da, e foarte complicată.
întrebarea asta. Da. Le pot scrie pe Facebook. Da, cred că, da, discuția mai lungă, sigur, a schimbat foarte multe lucruri acum. Cred că... De proces sau doar de montaj? Da, cred că în film, adică am crescut cu filmul ăsta, am învățat multe lucruri despre cinema cu filmul ăsta și a fost esențial pentru noi trei să învățăm, să înțelegem mai bine niște implicații care prezentăm realitatea prin intermediul camerei de filmat. Dar, da, e destul de complicat. Îți mulțumim pentru film, că ni l-ai încredințat în avantpremieră aici. Nu știu, sperăm să se schimbe rapid situația actuală și să poată să circule. Îmi imaginez că avea planificat un traseu care în acest moment e blocat. Deci eu sper să vadă mai multe festivaluri de acum înainte. Mulțumim mult! Noapte bună!